Primăria municipiului Arad organizează miercuri 20 ianuarie o dezbatere publică, având ca temă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2016. Cetățenii sunt invitați să își exprime părerea cu privire la acest proiect. Toate recomandările formulate în cadrul dezbaterii vor fi înaintate Consiliului Local al municipiului Arad, se arată într-un comunicat al primăriei. Dezbaterea va avea loc în sala Regele Ferdinand a Palatului Administrativ, începând de la ora 15.